Salutări, prieteni! Alegem zmeurile campionatului astăzi. Știți că se dă zmeura de aur la, la Oscaruri. Este, cred că, cu, în ziua respectivă, dar mai devreme sau cu o zi înainte, ceva de genul ăsta, pentru cei mai slabi actori din un an cinematografic, pentru cele mai proaste interpretare. Noi o să alegem cea mai slabă echipă, pentru că recent a apărut cea mai bună echipă a sezonului recent încheiat. Încercăm și noi să vedem care au fost marile dezamăgiri ale campionatului, dincolo de că de bine am vorbit și am tot lăudat jucătorii, e cazul să poate să ieși, neapărat să-i tragem de urechi, că nu e rolul ăsta nostru, dar să vedem care au fost dezamăgirile până la urmă ale acestui sezon. Dar până să ajungem acolo, o să vedeți astăzi Gigi Becali l-a primit pe Tănase, o să vedeți ce au avut de spus și unul și celălalt, pentru că momentan celebra campania aia în care se investesc 3-4 milioane de euro ca FCSB-ul să ajungă în Champions League se rezumă la Popa și la Kiki. Nu-i vreo mare campanie. Craiova, în schimb, îl aduce pe Silviu Lung Junior. Nici asta nu-i vreo mare lovitură. Încă suntem așa, la foc mic. Să spunem, Kopić astăzi a susținut o conferință de presă. Continuă, se pare, nu se știe, nici asta nu este foarte clar. Lumea crede că o să continue. Și Naționala, și o să discutăm, salut Andrei Vochin, Cosmin Băleanu. Naționala a jucat un prim meci de ăsta amical, prim meci de pregătire cu ăștia, care sunt, cât sunt? 14, 13, 14? Sunt mai mulți jucători, însă au fost folosiți numai vreo 13, 14. Haide-ne niște informații, că lumea clar e deja ușor, ușor începem să intrăm în... iar la voi, la Federație, cred că ați intrat deja total în... în agitația asta a campionatului european. Spune-ne, cine, cu cine au jucat? Da, cu siguranță. Edi a ținut să le dea un joc amical, pentru că deja se strâng foarte multe zile de când jucătorii n-au mai participat într-un joc. Și atunci a ținut să facă un joc amical cu echipa secundă celor de la voluntari. Mă rog, a fost un meci în care, în afară de a încerca să le dea, eu știu așa, un ritm, a urmărit și anumite aspecte tactice, rezultatul contează mai puțin. Hai să zicem totuși, dacă tot. A marcat de 7 ori, ghinionul băieților a fost că pe la ultima fază au încasat un gol și atunci starea selecționerului s-a schimbat un pic. Ce bune sunt astea pentru antrenori. Da, deci 7-1, nu mai e 7-1, nu e 7-0. Păi na, vezi de treabă. Cum ai găsit să-ți dea voluntar 2 goli ție națională a României? Da, adică dezastru. Mă rog, pe fondul relaxării intervenite, atunci a speculat momentul, știe să folosească în favoarea lui foarte multe dintre momentele astea care par așa neînsemnate. Și... Nu, vezi, Cosmin gândește că e în regulă că am luat golul. Nu că e în regulă, dar nici să fac o tragedie. Vorba lui Andrei, asta o speculezi acolo, să umbli un pic la... Pe bune, acum fac un capăt de țară, mi-a dat voluntar un gol. Nu știu. Da. Eu nu-mi dau seama. Eu am auzit antrenor care știu, practică chestia asta. Da? Dan Petrescu știu că era genul de antrenor care abia și ce faci, te îmbați cu apă rece, că ai bătut 7-0, 8-0, 9, ce bun sunt, nu? Nu acum neapărat. Nu neapărat, dar... Zi tu mai degrabă, Andrei, povestește tu că tu știi mai bine decât mine. Da, dar făcea intenționat niște meciuri amicale pe la mijlocul săptămânii cu niște echipe de Liga 3-a. Și aproape că le făcea tactica lor Lars ca să îl pună în situația în care să aibă de ce să se ia de ei. Da, nu îi plac momentele de relaxare la niciun nici la lui Edi nu îi plac momentele de relaxare, nici la încălzire, adică la nicio treabă serioasă, nu admite astfel de momente și atunci trebuie să creeze un fel de reflex așa ca aceste momente să nu apară. Dar sunt și chestiuni obiective la un moment dat, adică pentru că efectivul deocamdată a fost redus pentru meciul ăsta. Cine a jucat? Poți să ne spui în primul 11? La situația, stai să vedem dacă îl mai știu pe din afară, așa, cred că a jucat Rus fundaș dreapta, cred că au jucat Nedelcearu cu Marius Marin, au jucat fundaș central. A, deci nu avea în zona centrală lipsa oamenii. Da, okay. În zona din stânga a jucat Mogoș. Chiar Burcă cum e? Fac paranteza. Burcă acum face, în continuare face separat, e într-un proces de recuperare, nu cred că va putea juca cu Bulgaria marți, dar... Cu Liechtenstein? E posibil să joace cu Liechtenstein vinerea viitoare. Ok, bun, deci avem Mogoș stânga, da? Ziceai stânga, dreapta rus, în centru Marius Marin cu Nedelcearu. Nedelcearu, da, cred că așa au fost. Șut cu Olaru și cu Stanciu la mijlocul terenului, cred că a fost...
Roman în dreapta, Bârlige a jucat în stânga. Aha. Dar nu mai știu. Adică cam... Uite că nu mai știu cine a fost, cine a fost Vârdeata. Dar ok. Luis Muntean. Practic. Asta a contat mai Mitriță, puțin. Mitriță, mă. A jucat cu nouă fals. Pe Luis Muntean îl găseai acolo. Nu, dar Mitriță, că a jucat nouă fals, că spuneai... Că tot ați avut destui. Trebuie să mă chemați-mă pe Mitriță. Da, important mi se pare însă altceva și am sesizat chestia asta și chiar mi-a făcut plăcere să văd. Au fost Edi a încercat să le facă un program să aibă măcar 5 zile libere fiecare cum puteau să le prindă și bun. Am avut surpriza că au fost jucători care au făcut mai puține zile libere din propria inițiativă și au venit la Mogoșoaia să se... Adică i-a lăsat acasă cum ar fi să sau se la... pregătea. Nu, erau... Care au fost? La Mogoșoaia. Cine a venit mai repede decât ar fi... Păi uite, de exemplu la Marius Marin au fost perioade de... Să le zicem așa, cantonament deschis, adică în prima săptămână te antrenai la Mogoșoaia, mâncai, te odihneai, plecai acasă și noaptea nu trebuia să stai acolo, e Marius Marin a rămas în cantonament. La... Bine, că unii nu sunt bucureșteni. Da, da, știi cum e, contează mai puțin. Dacă vrei, da. Un să dormi. Sigur. Nu, asta cred că e o problemă. O gazdă se găsește oricând. Pentru fotbalist se găsește o gazdă, stai liniștit. Au venit mai devreme decât ar fi trebuit mulți jucători. Acum sunt unii, uite, de exemplu, astăzi, deși Mihăile era acolo, n-a fost folosit pentru că putea fi un risc, simțea o încărcare și atunci... El parcă a avut și în finalul, parcă în finalul sezonului, cred că n-a jucat o etapă sau ceva de genul. Cred că și el și Mana au avut ceva probleme, nu? La ultimele două etape, cred că deja erau campioni, dacă nu mă înșel. Promovați. Și atunci... Campion, da. Noi n-avem campioni. Da, și noi avem campion la Liga 2, așa se numește echipa care câștigă și la ei. Că de la ei am promutat-o noi. Că... Da, mă, dar știi cum e, că l-am auzit acum cu tot respectul și pe Mircea Lucescu. Zice, domne, că am două trofee în plus în carieră, că sunt peste Guardiola, că sunt alea de campion la Liga 2. Păi... Nu poți să spui că ai primit trofeu, că ai câștigat. Am tot respectul pentru munca senzațională pe care a făcut-o Mircea Lucescu. Aia nu sunt trofee. Ai promovat, nu e... Da, dar doar știi că italienii pun mare preț pe asta de foarte mult. Și antrenorii și jucătorii se numesc campioni de Liga de Serie B. Și da. Dacă te uiți pe Transfermarkt, cred că pe transfer. Și au acolo trofeele, da, zici. Da. Trofeele alea sunt... Și noi acordăm de câțiva timp. Știu, de câțiva ani, știu. Nu spun. Dar ție ți se pare? Adică ți se pare că îl pui acolo... Adică vine Ferguson cu ale lui, vine Guardiola cu ale lui, tu vii cu multele trofee de la Shakhtar, Beşiktaş, Galatasaray, Dinamo, așa, și după aia vii și cu alea de că ai câștigat Serie B? Păi nu, că acum nu mai știi dacă Guardiola nu a fi câștigat și el Liga 3 când era pe la echipa secundă. La Masia, acolo. Adică nu putem să știm, dar nu, normal nu. Normal le pui pe alea de nivel de prim rang. Alea, mă, să okay. Zicem așa. Bun, deci vârful de atac nu-l mai ții minte acum. Da, cred, nu mai știu. Bine, nu avem mulți. Cine? Pușca, Alibec? Cine mai e? Cred că Alibec a fost, da? Cred că Alibec nu mai ții minte. Nu. Am înțeles. Și golul cine a dat? Asta nu știu, pentru că eu n-am văzut, n-am fost la meci. N-ai fost la meci. Meciul, nu mi-amintesc ce mi-au zis ei, că mi-au zis care a fost echipa, dar uite, chiar acum mai am o vârstă, cred. Dom'le, da. Dar povestește-mi un pic, pentru că tot ce descrii tu mie mi-a arătat o mare nerăbdare și este logică nerăbdarea asta. Adică jucători care vin mai repede, jucători care nu pleacă peste noapte pentru că vor să fie acolo și să dea dovadă de seriozitate. Simți că se naște o atmosferă de asta reală, de turneu final, de oameni competitivi, de oameni care poate știu că asta este singura lor șansă? În primul rând simt o continuitate și vă spun sincer că parcă n-am simțit niciodată, că am făcut și eu 10 ani la federație, dar parcă mulțumesc. Niciodată n-am perceput o atât de mare
plăcere pentru jucători de a veni la echipa națională în perioada asta de timp. Față de Euro, ălalt, cum era? Că ții minte și cantonamentul ăla premergător. Cantonamentul ăla a fost puțin diferit, pentru că atunci s-a plecat în străinătate, în Italia, pentru vreo 10 zile, din ce mi-aduc aminte, și acum s-a pus problema de așa ceva, doar că acum timpul nu era suficient, adică s-a luat în calcul că s-ar pierde 2 zile cu, deplasarea cu drumul, și atunci Edi a considerat că varianta asta ar fi cea în care ar economisi cât mai mult timp, astfel încât să poată să dea și vacanță la jucător, să poată să-i reintegreze în efort mai bine, și de-aia s-a optat pentru situația asta. Și cantonamentul ăsta, de exemplu, luni și marți în săptămâna asta a fost cantonament deschis, au venit, s-au antrenat, au petrecut seara acasă, după care marți și astăzi s-au antrenat, azi au jucat meciul ăsta, au plecat să facă ce vor ei, să mănânce în oraș, să, așa, și sunt așteptați în seara asta, cred că au început să ajungă, în seara asta să vină la cantonament, iar de mâine, pentru că de mâine vor fi toți, mâine sunt așteptați ultimii jucători care sosesc, de mâine vor fi toți și să intră într-un regim de cantonament adevărat, care va dura până în seara de 7, de după meciul cu Liechtenstein, când din nou vor fi lăsați să meargă acasă, să petreacă seara împreună cu familiile lor, iar după aceea să revină și să fie pregătiți de un cantonament de aproape 30 de zile. Da, vrei să spun o chestie? Fotbalistul român... Nu s-a prins. Ba da, mi-am dat seama, cantonamentul de 30 de zile, adică să fie la Euro, urmează Euro. Nu s-a prins. Până la finală, mă, adică... Okay, păi dacă... nu e până la finală. Nu, dar asta ai vrut să zici? Nu. Că știu că în semifinală ne elimină Franța. Okay. Asta este vorba lui Felix Grigore, că el a venit, zice, nu vă mai faceți probleme, că mergem pe la Berlin, că nu știu ce, scoteți-vă din cap, în semifinală ne elimină Franța, ne bat și 2-0, ne dau goluri repede, adică nu terminați cu asta, cu pretenția până asta, să ajungem la Berlin. Când sunt semifinalele? Când e finala? Finala când ar fi? 14 iulie. Da. O fi de ziua Franței. Nu, că mă gândeam că e nenorociți pe aia de la FCSB dacă vă duceți până prin semifinale. Că e jucătorul preliminar pe 9. S-ar putea să aibă bani mai mulți de câștigare decât banii pe turul preliminar. Dar pe care îl vor trece și fără cei 3 sau 4. 4. Păi 4 depinde, jucători, câți, da. Depinde câți rămân. Depinde la cine renunță. Renunță la Grameni și la Sava, nu? Asta nu se știe. E într-adevăr. Sava a apărut ca al patrulea portar acum, dar din experiența mea, din anii precedenți, nu întotdeauna s-a renunțat la ultimii veniți. Știi la ce mă gândeam? Că sunt alte țări care sunt obișnuite din 2 în 2 ani să participe la turnee finale. Da. Și care au inclusiv obiceiul ăsta al cantonamentelor ăstora lungi, pentru că nu este o treabă ușoară să stai cât stau ei. După ce s-a terminat sezonul, adică și pentru chestia asta trebuie o anumită pregătire mentală, chiar dacă tu, să spunem, e clar că ești plin de entuziasm, că mergi la un turneu final, dar asta acolo în cantonamentele astea, că nu se mai fac cantonamente de astea. Da, așa este, dar știi ce alimentează cu energie pozitivă în toată chestia asta? Victoriile. Pentru că, ok, faza grupelor știi că durează, cum stăm noi, garantat 17 zile, de pe 10 până pe 27, da? După aceea e greu. E greu să stai, e greu să stai și între prieteni, e greu să stai și în concediu mai mult de o săptămână de foarte multe ori. Doar că te alimentezi din bucuria victoriei și din speranța unei ulterioare victorii. Și aia este o energie extraordinară. Mi-aduc aminte 94, cam cum a fost. Și ei au stat, gândește-te. Aia stătuseră, de ce au venit cu vreo 2 săptămâni înainte în Statele Unite, după ce stătuseră vreo 3 săptămâni în Italia? Sau... Da, da, de ce au stat atunci cap la cap? Noi acolo am jucat cu Suedia meci de pregătire. Da, știu, 1-1. Dar da, Hagi gol și golul urmat. Cred că Ingeson a dat golul ăla. Nu mai știu. Trebuie verificat, să verifici, să vezi dacă mai țin bine. Deci a fost acum 2 ani, chiar așa. Păi nu, că alea vechile rețin mai repede, așa e la Alzheimer. Da? Alea vechile țin mici, astea nu mai știu. Băi, știi care-i treaba? S-au și înmulțit acum. Adică sunt atât de multe încât e greu. Alea vechi erau mai puține.
Și simt, știai, no, doar... Și ți s-au întipărit altfel în minte. Spuma era. Și eram și proaspeți după perioada comunistă fără... Da, și este impactul asupra noastră era foarte mare și noi eram mai tineri și registram mai bine toate informațiile. Eu, de exemplu, mi-amintesc faze, nu scoruri, faze de la campionatul mondial în 78, pentru că a fost primul pe care l-am conștientizat, l-am văzut, eram casa a patra și dacă mă întreb ce a fost la Euro 2021... Mai și Qatarul a fost mai proaspăt. Și Qatarul acum sunt foarte mult, nici rezultate nu mai știu. Pe aia știi, penaltiul obținut de Anglia cu Sterling, cu Danemarca, ăla îl ții minte din semifinale. Păi te șochează și care, cele care te șochează și pe care le povestești de foarte multe ori, alea îți rămân în cap. Alea îți rămân, că nu mai. Bun, haideți să vedeți, a vorbit astăzi Gigi Becali despre situația transferurilor. Pentru că a venit și Tănase astăzi pe la Palat, îl ascultăm. Știu eu strategia lor, dacă au pierdut, probabil că ăla miliardar o să vrea să bage bani mulți, adică nu, și-l vrea jucători valoroși, adică ei, eu nu zic că nu-i valoros ăsta lui, dar ei dacă n-au pus în baza în el, nu știu ce-l pune acum după ce au pierdut, nu? N-am primit niciun răspuns. Probabil, să zicem, nu vă spun vouă, mai cresc 100, să zicem, nu? Dar să vedem oferta lor. Poate să vedem ce zic ești după aia, dar nu pot să vă spun voi ce fac, le spun lor ce gânduri am eu. Ce sunt prost? El azi mă negigi, eu dacă nu găsesc, vin. Dar nu știe cum? Nici el deocamdată. Nu, nu e clar. Să rămân acolo. Nu e, nu de fotbal îl vreau pe Kipciu. De vestiar. Stadionul e rezolvat cu stadionul, că nu mai semnează președintele de la colonelul, nu știu care, de la CSA. Semnează ministru direct. Deci, de ce? Ca să nu mai existe, fac ei figuri, stai puțin, că de ce n-a făcut, că nu știu cum, că actitero, că nu știu cum. Și atunci Ciolacu a zis, băi, ca să nu mai am surpriza că sunt prim-ministru și unii niște neica pe acolo, nimeni, nu țin când cont de cuvântul meu și să mă fac după aia de râs ca așa. Tu ai zis, băi, bine, atunci ministru semnează. Pă băieți, nu joc decât meciurile care nu pot să le joc pe Național în Arena, atât. În rest, toate numai ăla-i stadionul nostru. Are Național. Dacă mai câștigă și firea primăria, o să facem atunci un trafic de influență. Bine. Da? Și o să jucăm numai acolo. Crucea de după traficul de influență este exact. Este definiția personajului. Asta este, ne-am obișnuit cu el. Măi, definiția, pe cuvântul meu, doamne. Deci după ce ai spus trafic de influență, ți-a ieșit pe gură, ai bătut o cruce. Ca să fie iertat de păcate. Corect. Și să nu fie dus în ispită. Să Bun. Facă trafic de influență. Dar întorcându-ne până la urmă la ce contează din toată povestea asta, Luis Munteanu. Cosmin Băleanu. Pentru că Luis Munteanu... E în vacanță. Luis Munteanu e în vacanță. Luis Munteanu, despre care am mai discutat aici, dacă ar trebui să aibă ambiția de a rămâne la Fiorentina. Apropo, știi că am o curiozitate? Zim. Bine, poate știe Andrei. Bine, așa ca fapt divers. Echipele care dau jucători la națională primesc niște bani. Da. În funcție de numărul de zile, la la la. Dacă Luis Munteanu era la echipa națională, cine primea banii, Fiorentina sau Faro? Fiorentina. Clubul de care aparține. Clubul de care aparține, nu? Da. Că Fiorentina zice că banii nu sunt chiar puțini. Bine, pentru alea care se duc prin finale, semifinale. Era banii Fiorentina, nu? Dar se trezea cu un jucător Fiorentina la campionatul european. Repet, discutăm, să ne aflăm în treabă. Îți dai seama că Fiorentina și-a uitat de el. Nu vă faceți greșeală, a uitat de lui Munteanu. Noroc că mai sună Gigi și mai întreabă care e prețul. Și se trezeau cu un jucător că apărea pe teren și, apropo, tot așa, și când dacă juca lui Munteanu, ce scrie el? Fiorentina? Echipă? Păi dacă s-a terminat sezonul. Nu, până când are contractul. Păi nu că are contract până anul. Dar el era împrumut din la jucătorul. Numai când are contract, depinde când are contract de împrumut, zice Andrei. Dacă Farul se închide la 1 iunie și el joacă la Euro la 10 iunie, scrie clubul la care are contract în momentul de 10 iunie. Logic. Deși el nu a existat la Fiorentina. Da. Că în situația asta la Niță nu pui nicio echipă. Bună, asta acolo. Chiar mai departe. Din ce am citit, Niță termină contractul,
Și dacă nu va semna până pe, tot zic, 10 pe 10 ziua plecării, până pe 17 când jucăm noi primul meci, este, sunt jucători fără contract. Și au mai fost la turnee finale jucători care apar fără contract, chiar și în clasorul Panini sau cum era. Dar care ar fi sfatul? Care ar fi sfatul tău? Uite, chiar sunt curios. Apropo și de Luis Munteanu, mă rog, Luis Munteanu nu va fi la Euro, da? Dar sunt jucători la campionatul european care pot să plece la alte cluburi. Vedem Gigi Becali, că, de exemplu, el încearcă să grăbească lucrurile și este și logic, și cred că nu doar el, ci cluburile noastre în general care intră în tururile preliminare mai repede, da, imediat după Euro, încearcă să își definitiveze loturile. Vezi Alibek care ar trebui să aștepte să se termine Euro, din punctul tău de vedere, ar trebui să aibă liniște asta, pentru că s-au mai întâmplat și alte lucruri cu jucători. Inclusiv să negocieze pe parcursul campionatului european. Oh, câte s-au făcut. Da? Și mintea ta, în loc să-ți fie acolo, la joc, la nu știu ce, te sună impresarul la două după amiaza, tu ai seara meci. Bă, ne-au mai dat aia încă 20.000. Ce facem? Semnăm? Păi stai bre, un pic, așa și pe dincolo. Și asta te întreb, având și experiența 2016, dacă vrei, ce ar trebui să facă jucătorii naționali din punctul de vedere, cei care se duc la Euro? Să semneze contracte înainte? Să le semneze pe parcursul Euro sau să le semneze după? Cred că varianta ideală ar fi să semneze înainte. Pentru a rămâne concentrați acolo, pentru a nu mai avea niciun alt gând, pentru că și dacă e sub contract, să știi că discuțiile cu impresarii apar, pentru că chiar dacă e sub contract, o să spună unul, dă bine în ea că sunt aia dispus să dea 3 milioane pe tine. Și tu e sub contract și atunci se creează un alt tip de presiune, alta decât cea de la campionatul european. Ideal ar fi să semneze și să se liniștească toți până în debutul turneului final. Sunt convins că lucrurile astea nu se pot întâmpla și pe de altă parte, știi cum trebuie să o judeci, cum e la pariuri. La pariuri sunt momente în care unii dau cash out și unii merg la risc până la capăt, într-un anumit moment. Da. Cam așa stau lucrurile și aici, că sunt unii care se gândesc că dacă iese bine la așa, exact, pot să iau, să prind un contract mai bun, dar acel dacă implică și să nu iasă bine, lucrul la care te-ai gândit, și atunci s-ar putea să interesul față de tine să scadă. De asta cred că, fiind un tip care nu prea ador riscul atât de tare... Tu de dai cash out, tu puteai. Când jucam, da, dar nu știu dacă se inventa. Nu exista cash out pe vremea. Domnul Băleanu are vorba bună la cash out de fiecare dată. Nu mă da propus că... Dar poți să câștigi mult mai mult, din punctul meu de vedere, poți câștiga mult mai mult dacă ești liniștit. Pentru că se pot întâmpla situații în care tu să semnezi cu un club și să fie bine, să fie un club atât de puternic pe care l-ai impresionat, încât să nu conteze că îți plătesc clauze sau ce mai sunt pe acolo, chiar în interiorul acelei perioade. Mă gândesc, de exemplu, la Coman, știi? Are Coman, pare că a ratat transferul ăsta, pare că nu se mai face, da? La Coman, pe de o parte, e simplă, pentru că se știe că există acea clauză de 5 milioane, deci... Da. Corect. Da. Acolo... Da, așa e. E diferită situația. E într-un fel ca un jucător liber, pentru că știi suma care e. Orică e 0, orică e 5 milioane, e o sumă despre care știi. Da. Adică el că joacă bine la Euro sau că nu joacă bine la Euro... Cineva tot trebuie să plătească 5 milioane suma. Așa cum zice domnul Becali, ok, poate să plătească 3,5, să-l mai lase, că a existat și varianta aia pe care ne-a deschis-o domnul Becali. Da, și Luis Munteanu, dacă are de ales între cluburi din România, crezi că are o alegere ușoară? Între FCSB, Rapid? Părerea mea că nu e nicio alegere ușoară și nu este nicio situație ideală la niciun club. Adică sunt plusuri și minusuri peste tot și atunci doar trebuie să-ți iei inima în dis să vezi ceea ce vrei tu de la tine să faci și să mergi pe drumul ăla, să nu... Chiar dacă te duci într-un loc unde câștigi bani mai puțin, să fii conștient. Da, mă duc, câștig bani mai puțin, dar câștigul meu real va fi peste 2 ani sau câștigul meu real este că joc fotbal sau câștigul meu real că sunt la o echipă care poate câștiga trofee.
Adică sunt tot felul de discuții, de nu numai banul contează aici. Îmi pare că banul e foarte important. Este, da. La jucători. Trebuie băiat în Arabia Saudită. Da, nu, în general. Eu m-aș bucura să fie la ei, așa cum se întâmplă de multe ori la anumiti jucători străini, și din zona noastră vorbesc, de aici, care spun, ok, câștiga cu 10.000 pe lună, dar eu după ce am semnat contractul de 10.000, eu vreau pe ăla de 100.000 pe lună și pentru asta fac tot ce pot ca să ajung la 100.000. Pe când sunt, din păcate, sunt mulți tineri care se mulțumesc cu 10.000 ăștia pe lună și pe urmă, fie ce-o fi. Hai să vedem echipa campionatului care a apărut. Cei de la Liga Profesionistă au oferit această variantă, da? Cu Târnovanu, Brown, Înghezana, Daua și Bancu, Muhar, Olaru, Mitriță, Rahmani, Otele, Florinel Coman. Vreun comentariu? Cosim Băleanu? Așa, că m-ai luat prin surprindere repede. În primul rând, mi se pare că unii cum n-au prea jucat pe acolo. Eu cred că Brown, n-am făcut un calcul, a jucat mai mult fundaș stânga, adică fundaș dreapta. A jucat, nu știu, dar oricum a jucat mult fundaș stânga. Oricum, Brown juca orice, deci n-avea treabă. Otele, de asemenea, mi se pare că mai degrabă a jucat în stânga. Brown a jucat dreapta, Brown a jucat, că a jucat Borza, cea mai mare parte a campionatului. Nu a jucat Borza, nu prea mai prinde echipa Borza. La sfârșit, dar eu vorbesc pe total în sezon, cred că Brown a jucat dreapta. E posibil că, mare, dar oricum a jucat mult în stânga. Otele, la fel, Otele a jucat în dreapta? Nu, Otele a jucat stânga. Otele chiar a jucat stânga. Bine, și Mitriță a jucat stânga și Olaru a jucat pe postul Mitriță. Că aici am vrut să merg mai departe. Ei au vrut să ia cei mai buni trei atacanți, cei mai buni trei mijlocași, indiferent că au jucat pe același post. Da. Ceea ce mi se pare corect pe undeva. Adică echipa asta, dacă o are un antrenor, nu poate face așa. Să zicem că echipa asta o are un antrenor. O iară pe cea 11. Ii se calcă pe picioare, că nu poate juca, înțelegi? Dar cred că probabil Liga a luat trei mijlocași, trei atacanți, patru fundași, chiar dacă ia trei mijlocași sau trei atacanți au probabil fost pe același post, cumva. Probabil. Andrei? Dar altfel, după distribuție, e aproximativ corect. Adică echipa campioană dă 5 jucători, vicecampioana are 3 jucători, echipa de pe locul 3, Universitatea Craiova, are 2 jucători. După care apare Rapidul, cu 2 jucători, deși termină pe locul 6. Și atunci te gândești că poate de la Faru ar fi trebuit să fie cineva, poate de la Sepsi ar fi trebuit să fie cineva în această echipă, dar din punctul meu de vedere o poți regla foarte simplu. Antrenorul acestei echipe trebuie să fie Gică Hagi. Ca să compensezi cumva. Bine, nu înseamnă că a fost cel mai bun, nu? Vrei să zici doar că... Nu, dar ca să fie Faru ar merita pentru locul 4 să aibă un reprezentant aici. L-au pus pe Haralambus, antrenorul anului. E normal, că altfel ajungi la vorba aia lui Siți Dumitriu din 95, a mai povestit-o eu la o anchetă, s-au dat premii, Steaua, ca așa zicea la vremea respectivă, avea 4-5 titluri la rând, Siți Dumitriu era antrenor la vreo două dintre ele și antrenorul anului a fost ales altcineva și s-a... Mă rog, a fost invitat pe scenă și el că era pe locul 2 și zice, dom'le, vă mulțumesc foarte mult, e tot în regulă, zice, dar eu nu înțeleg un lucru. Cum o fie aia ca mașina să termine pe locul 1 și pilotul să iasă pe 2? Și mi-a rămas în cap. Adu-ți aminte că a fost anul ăla, din punctul meu de vedere, una dintre marile rușini din istoria premiilor ăsta, nu mai știu, FIFA sau care se dau, când a luat Flick toate 6 trofeele și a ieșit pe locul 2, că a câștigat Klopp titlul de antrenor al anului, pentru că câștigați adevărat Premier League cu Liverpool după 30 de ani. Da. Dar ăla câștigați toate 6 trofeele în anul ăla. Ce să mai ia. Deci mai dați-mi unul să-l mai... Ce problemă e la echipa asta? 6 străini. Apropo de echipa națională. Și le ascultăm pe unul dintre ei, Înghezana, înainte de a face alegerile pentru să dăm zmeurile după aia. Zmeurile anului. Haideți să vedem ce spunea Înghezana, care este prezent în echipa asta într-un interviu în exclusivitate. It's something crazy, you know, because it's been many, many years waiting for this trophy. I'm so excited, like hearing that the FCSB they want me. I started to follow the history of the team, to check. So I saw it's a great team, it's a big team in Romania, and the fan base, and also they are rich in history. So I was very excited. I felt like the difference, obviously the level is different this side. You know,
because of the quality in terms of facilities, you know, professionalism. It's another level. Me, like the time I came here, my first experience, it was not easy, you know. It was not easy because, I mean, to change a country, leaving your loved ones, it's not easy, you know. There's no friends, there's no family, even no partner. I was alone, so it was very difficult. The language, the food, the weather, the environment, you know. Because I was not used to, you know, to be in another country. I had to adapt. Thanks to my, you know, teammates, they make it easier for me to feel at home. The support from the technical team, yes, it's very amazing. My coach, yes, I was so surprised when he spoke to me with Xhosa, you know. So I met someone like that. For me, it was a feeling like I met someone who's from, you know, in South Africa. I felt at home, you know, because sometimes he would speak me with, not in English or in Romanian, but in Xhosa, in my own language, you know. So it was easy to understand him, you know. So I think it was also easy inside the field to understand, to get each other, you know. So he helped me a lot to be where I am as a player. He speaks well Xhosa, yes, even though he did not stay long in South Africa, yes, but you could tell he knows the culture in South Africa. Kiri is more is an important player for us, you know, because to us he's more like a brother, you know, on and off the field. Apart from playing football, you know, he also advises us with life, you know. I talk with him a lot. I ask him questions, you know. I ask him experiences, you know, in his life, you know, to be where he is now, because he's a top athlete, you know, and we're also learning, we're learning from him. His experiences that he share with me, it also motivates me to challenge myself that it is possible, you know, because if he did it, I can also do it, you know, in top leagues. With the rumors, I can't say much because there's nothing solid, you know, solid where I can say, but it's good, you know, when you hear okay, because one day also I want to play in top leagues, you know, one day. L-am ascultat pe Nghezana și laudele la adresa... Mă, și mai e o chestie. Mai pune echipa odată. Așa. Să vedem, să vorbim pe aia, să spun ceva, că vine campionatul european. Câți dintre oamenii ăștia din cea mai bună echipă din campionatul național? 3. Ha? 4. Bine, cu Târnovanu, nu? Târnovanu, Laru, Bancu și... Târnovanu. 4. Deci, în cea mai bună echipă... Și Nghezana, la naționala lui. Nu, mă, eu vorbesc de Edi Iordănescu. Are de ales Edi Iordănescu, selecționer, cine fi selecționer, nu contează. Și asta este echipa cea mai bună. Și selecționerul României se uită și zice, am și eu 3 oameni pe echipă. Păi nu. 4. Pentru că sunt străini mulți, sigur. Pentru că sunt străini mulți cu 4. 28 de meciuri, uite, mi-a trimis Liviu Manolachiu. 28 de meciuri fundaș dreapta, 7 meciuri fundaș stânga. Bravo. Atunci. Deci un procent important, apropo de pozițiile pe care joacă Liviu. Hai să alegem. Vă invit să alegem. Să nu se supere nimeni. Da? Pur și simplu trebuie să se întâmple și lucrul ăsta. Și să înțeleagă lumea de unde pornesc alegerile. Că nu sunt cei mai slabi pe posturile lor, ci de așteptări față de ce au livrat oamenii ăștia. Pentru că una este, sunt clar că sunt mulți jucători, foarte slabi, unii pe care noi am văzut, unii pe care n-au existat. Dar o să vedeți că sunt și jucători de la care la startul competiției te gândeai că pot să facă ceva. Îmi vine în minte, eu o să dau un exemplu, Ișvan, care a fost la turneul final al campionatului de tineret. Da. În vara trecută. Nu, vara trecută a fost. Da. Da. Și care acum este pe niciunde. La Ișvan, la startul sezonului, avea niște așteptări. El fiind la campionatul european de tineret, spune, dom'le, ăsta poate să facă ceva sezonul ăsta și n-a făcut nimic. Deci, ăsta este principiul. Bun. Deci, mesajul este, băieții care apar aici... Nu știu ce mai slab pe posturile lor. Nu, și au fost odată foarte buni. Că au fost asta... odată, ai avut așteptări de la ei, da. Sau au venit cu un pedigree. Smeura a luat-o și Jennifer Lopez. Adică să se gândească inclusiv la lucrul ăsta. Și alții mari. Hai să vedem, portarii. Popa de la Craiova lui Mititelu și Vâlceanu. Popa care, el a fost titular la Național. La ce face care a plecat la Torino, portar?
plecat un portar de la... Da, Popa. Popa, nu? Popa, da. Și nu știu mai zice ceva de el. M-a plecat la Torino, mai zic. A avut o accidentare grea. Dar imediat după ce a ajuns acolo, cred că s-a accentat, s-a accentat grav. Bun, noi avem pe Popa. Popa care anul trecut era... Haideți să rămânem la portar, după aia o să... și să-i rugăm pe domn să aleagă. Popa sau Vulceanu? Eu spun sincer că Popa pentru mine n-a fost dezmeura de aur niciodată, sau cum se numește. Așa. pentru că mi se pare că problemele au fost altele acolo, între el și conducere, între el și antrenori, adică prezența lui în poartă nu mi s-a părut catastrofală. Deci nu... Dar la startul sezonului nu avea așteptări ca Popa să fie titularul? Aveam așteptări și Popa a apărat bine la Naționala de Under 20, deci el... Din ce am văzut eu, dacă ar fi fost lăsat să apere, mi s-ar fi părut că rămâne să-și continue traiectoria de tânăr jucător în Liga 1. Mai degrabă mi s-a părut că au fost alte probleme acolo, de contract, de tot felul, de... Bine, certându-se, certând oameni, certând conducători pe acolo, adică... A, bun, astea-s reacțiile lui, sunt... Fac parte din tot pachetul. Și n-ar trebui să se întâmple la modul ăsta, probabil, dar fiecare își gestionează cariera și cei din jurul lui gestionează cum crede cuvință. De aceea, mai degrabă l-aș alege pe Vulceanu, pentru că Vulceanu e și mai experimentat, are o altă vârstă și Vulceanu a gafat de asemenea manieră încât putea să-și ducă echipa în... Nu, și-a dus echipa în Liga 2. Nu doar el. În meciul de la Iași. Dar el a avut... unul, printre ultimele. El a avut, adică în momentul în care Fernandez a ieșit și a intrat el, s-a ales praf, adică... Da. A făcut... Bun, deci Vulceanu este portarul... Cosmin Băleanu, de acord? Ok, hai să vedem. Fundașii lateral dreapta, cred că, nu urmează. Așa ar trebui. Manea, Piri, Soiri, Onea. Spunem așa, Piri, Soiri venit cu super pedigree, 50 ceva de selecții naționale a Finlandei. Dom'le, când am văzut că vine omul ăla, dăduse goluri în preliminarii. Da, mă, dar nu prea jucat. Unde nu juca? La Craiova. Păi da, și nu face parte din... Adică tu ai vreo explicație? Au jucat Vlădoiu, a jucat Căpățână acolo și nu joacă un titular din Naționala Finlandei. În Dong, exact. Da. Onea, la rândul lui, început, era, anul trecut era pe Val și avea traiectoria ascendentă și toată lumea se gândea că nu are cum să nu joace sezonul ăsta. Pierde echipa, iar Manea... Ok, situație contractuală, dar... Pierde și accidentat, a fost și el accidentat și Onea. Dar Manea, te așteptai să fii la campionatul european în logica lucrurilor. Da, cred că i-aș decerna zmeura lui Soieri, că n-am elemente, dar... Nu m-am vorbit, dar și aș fi spus la fel, doar cu mențiunea că nu pot să mă pronunț asupra calităților lui. Aha. Că nu l-ai văzut. Nu l-am văzut. De ce nu l-am văzut? Că îmi tot aduc aminte de Florescu la Craiova, da? A jucat un meci sau două, nu știu, prin repriză. Deci, ce s-o fi întâmplat? Jumătate de sezon, că s-a întors mult timp. Bă, să nu câștigi locul în echipă atâta timp să nu joci. Face și asta parte până la urmă? Adică e un transfer ratat? Că de asta spun, dar nici nu pot să spun că l-am văzut și când prost. Înțelegi? Că a jucat foarte prost. Când nu prea a jucat, ceea ce este absolut anormal să nu joace. Ținând cont de cota și de, cum spui tu, de așteptări. Că pe Onea l-a nenorocit practic transferul lui Borza, da? Că a venit Borza și n-am jucat. Întâi a lui Brown și după aia lui Borza. Păi da, adică da, că da, asta a fost... Da, Brown a fost atunci fundaș stânga, mă, să ne înțelegem. Că plecase Junior Moraes. Da, Brown când a venit a jucat fundaș stânga la început. Da, aia dreapta, Brown stânga. Că plecase Junior Moraes și cu Florin Ștefan, cred că tot acum a plecat, l-au dus pe Brown. Bun, ai zicea că defilează acolo. A venit Borza. Da. Deci Soiri rămâne? Eu rămân la Soiri pentru că e un jucător cu atâtea meciuri, jucător care vine din străinătate și în mod normal jucătorii străini ar trebui să aducă, să vadă plus valoarea aia și întotdeauna așteptările sunt mai mari, așa că și zmeura e mai acră. Adică de ce să-l aduci pe Piri Soiri când e aia acolo pe Căpățână și pe Vlădoiu? Dacă ești mai bun, Căpățână și Vlădoiu. Și în Dong. Și în Dong, da. Tu ai rămas cu un Dong, că ai intrat acum la... Nu, că a mai intrat în parcursul campionatului. Tot el intra, adică... Mai intrat și el acolo, adică nu, și tot îl așteptam pe Soieri și nu mai venea. Și Soieri nu mai vine. Ok, bun, deci avem portar Vulceanu, Piri, Soieri, fundaș dreapta. Fundaș central. Iulian Cristea, care începe titular, țineți minte, sezonul la Rapid. Ha? La meciul cu Șepșii, cred că a jucat titular și a mai jucat încă un meci. Lechiatas,
jucător de național a Lituaniei, a dus ca o certitudine la Craiova, la Croa, din nou fundaș de național, de, nu de național, doamne iartă-mă, dar a dus cu Ștaif și Turda de la Voluntari, care la un moment dat ajunsese titular, îl făcuse Dică, dacă Dică, da, da, păi schimbase și sistemul, juca cu doi fundași centrali. Exact. Și atunci Turda devenise titular, sincer, mai la el că... așteptările mele nu erau foarte mari. Stai că venea la echipa de Liga 2. Tocmai. Țineți minte, Turda, era ăla... Turda. Jucase bine la FC Argeș când FC Argeș era în Liga 1. Chiar avea o cotă bunicică, după care a rămas la FC Argeș. Dar peste la Croa și Lechita, n-ai cum. Da. N-ai cum, mă, orice ai face. Nu. Deci nu ai cum. N-ai cum. Bun, avem. La poate nu la există. La Croa m-aș mai gândit, dar la Lechita... Acolo n-ai nicio. Bun. Ăștia sunt oamenii din cauza cărora are retrograda Craiova. La Croa, Lechita. Craiova n-a avut cumva cea mai slabă defensivă din campionat? Din istorie. Și băieții ăștia au fost acolo, cu pieptul în față. Și Cristian juca puțin, iarăși. Ok, bun, deci avem Piri Soiri, Lechiatas la Croa, fundaș și stânga. Aici e interesant pentru că aici sunt nume bune, dar cam toți dezamăgitori. Adică Borza campiona mult sub campionatul prezent, Kiki pierde echipa la Faru, pierde echipa la Faru, iar Țicu, pentru că de ce am trecut pe Borza și pe Țicu? Aduceți-vă aminte că fix acum un an se întâmplă ce se întâmplă la Națională. Și trebuie aduși din cantonamentul național de tineret. Da, eram în Kosovo, țin minte, și urma să plecăm în Elveția și atunci se accidentează un fundaș stânga. Exact, și a adus Țicu în cele din urmă. Da. Dar era, cum zic italien, balotagiu între Țicu și Borza. Da, care amândoi erau la echipa națională de tineret. De tineret. Vin și acum nici nu s-a pus problema să fie la Naționala Mare, la turneul final campionatului european. Da. Pe un post în care avem de ales între Bancu și Bancu. Da, exact. Adică Sorescu a ajuns fundașul stânga, al doilea fundaș stânga al Naționalei, sau așa pare. Bun, care dintre ei? Cosmin, hai, lasă-și pe Cosmin să zic. Borza. Aveam niște așteptări, el venise și cumpăra cu bani bunicei pentru campionatul României. Mulți. Bani bunicei? Da. Foarte tânăr. 900 de mii. Poate e prea tânăr, nu? Da, eu i-aș da pentru că dezamăgirea prestațiilor lui a venit la pachet cu ceea ce a putut să facă și extrasportiv de care s-a aflat. Lucrul de care s-a aflat cu chestiunea de la Iași. Bun. Și atunci poate că zmeura asta pe care o primești, dacă o conta pentru ei așa ceva, o primești la 18-19 ani, te va ajuta în carieră să nu mai treci niciodată pe aici. Bun, avem al patrulea fundaș, Borza. La mijlocul terenului, Djokovic, Emers, Nedelcu, despre care Hagi la sfârșit, deci Nedelcu copilului, despre care Hagi la sfârșit a zis că nu se mai poate ce a făcut tot sezonul ăsta. Așa, Rață, Achim, Albu. Trebuie să alegem unul? Alegeți doi, că după aia o să avem un 4-2-3-1 facem. Am înțeles. De ce o l-aș alege pe Djokovic, de departe numărul 1 în topul ăsta? Și pentru că a reușit să joace foarte slab, a reușit performanța să joace foarte slab la două echipe. Echipe importante. Da. Că n-a jucat la Voluntari și... Corect, foarte bună observație. El a jucat foarte slab și la FCS. La FCSB la început, dacă mai țineți minte, prin cupele europene mișcat. Deci a fost ceva... Deci Djokovic numărul 1. Și numărul 2 este Nedelcu. Punct. Bun. Andrei. Și eu la Djokovic... Sunt de acord cu Cosmin. La al doilea, parcă nu, Nedelcu n-a avut un sezon întreg, a avut și parte de accidentări, ceea ce a fost situația și în situația lui Emers, și atunci aici l-aș include pe Achim, pentru că n-a fost ceea ce așteptau de la el în sezonul ăsta, a mai fost implicat în tot felul de discuții iarăși extra fotbalistice și până la urmă echipa lui Nedelcu n-a prins Europa, echipa lui Achim n-a mai prins Liga 1. Ok. Avem stânga, zona stângă, între Tavi Popescu, Bahasa, îl inclusesem și pe Ivan, dar nu, văd că nu a apărut pe grafica noastră, dar nu contează. Bahasa, Tavi Popescu. Tavi... Da, mine Bahasa. Bahasa.
Chiar dacă Tavi Popescu a dat două goluri, toate... Așteptările sunt foarte mari de la Tavi Popescu, de asta trebuie spus. De unde pornești? Nivelul de așteptare este... Vezi că și la Bahasa era. Dar e adevărat că și Tavi Popescu a plecat foarte de sus. Foarte de sus. El a ridicat ștacheta asta. El absolut. Și a dat două goluri. Că n-am mai că nu, de prin august, septembrie, ultimul gol parcă marcat de Tavi Popescu. Oricum mult. Da, are luni între și la Tavi Popescu și la, dacă spui și de Ivan, că ar fi fost inclus aici. Nu știu pe pozițiile lor, zice. Exact. Există și, pentru că lui Tavi Popescu i-a venit Coman și a făcut poate cel mai bun sezon al lui la FCSB și în partea elaltă Mitriță, care a făcut un sezon foarte bun la Craiova și l-a forțat pe Ivan să joace pe altă poziție. În schimb, Bahasa a jucat pe poziția lui cum a vrut el. Adică prost. Și e părtaș și el la o retrogradare care, din punctul meu de vedere, e total neașteptată. Adică, absolut. Păi de-aia am și inclus foarte mult de la Craiova, că aia e. Următorii. Trei. Zona decarilor. Da? Cârjan, Elcaduri, Bauza. Elcaduri a dus... Dar tot așa a jucat puțin. Și Cârjan au jucat foarte puțin. Foarte. Okay. Adică, încă o dată, nu pot să mă raportez să spun despre ei că au jucat prost, pentru că au jucat foarte puțin. Foarte puțin. Da, dar... Cârjan, cred că are... Și are trei meciuri adunate, nu cred că are trei. Nu, are la început. Nu ca număr de meciuri, că a jucat trei meciuri, că a jucat 10. Ca număr de minute. Mai mă, că era 4-0, n-am să uit, nu știu ce meci, era 4-0, face schimbare, era Bergo, din minutul 80, făcuse... Și nu-l bagă și pe Cârjan 10 minute să joace. Nu mai țin minte meciul. Nu contează, a jucat foarte puțin. I-am trecut pe cei trei o dată, pentru că la Bauza te așteptai foarte mult și se tot aștepta sau tot aștepta campionate întregi. Mie mi se pare că n-a jucat rău. Elcaduri a fost adus cu... Aia da. Vine Elcaduri, pe uitați-vă ce CV, uitați-vă nu știu. Ca la Soiul. Joacă bine un meci, lipsește două meciuri, te duci pe la Mariana, te întorci de la Mariana, iar mai joci un meci, iar un sfert de oră, iar accidentat, iar un sfert de oră, iar... Adică și asta face parte din, până la urmă, poate din, că a fost accidentat, din pachetul ăsta. Da, eu sunt de acord cu tine. Da. Ce să-i fac? Mie Bauza nu mi-a displăcut. Nu. Da, aveam niște așteptări, da. 2 milioane de euro sau cât era prețul. Da, eu m-aș îndrepta spre Caduri, dar parcă nu i-aș da lui Zmeura, ci i-aș da celui care l-a adus. Pentru că faptul că el Caduri a stat accidentat atâta vreme... era de așteptat, dacă este să te uiți pe istoricul lui din ultimele sezoane. Și atunci i-aș da-o lui, dar el mai departe trebuie să o dea mai departe, că se pare că n-a depins de el să poată să presteze la nivelul valorii pe care o are. Dreapta. Ișvan, Ronaldo, Deaconu, l-am pus în dreapta, că s-a plâns că a jucat în dreapta în interviu și că nu a înțeles de ce a jucat în dreapta. Rareș Pop, care a avut o scădere dramatică, în special, aș spune, în a doua jumătate a campionatului. A și dispărut la un moment dat, adică nici nu mai știai că mai e în lot. Un tânăr foarte talentat. În prima parte a jucat bine, să știi. Cred că în primele trei etape a dat golul ăla senzațional cu oțelul, dacă nu mă joc, chiar în prima etapă a dat golul. Da. Numai, după mine aici e Ișvan. Care e un milion și cât a costat? Un milion și ceva. În jur de un milion? La Craiova, nu? Care, încă o dată, cum ai descris tu situația, de unde plecăm sau ce așteptări avem și ce am primit. Deci tu ideea lui Ișvan. Raportându-ne la asta, eu zic că Ișvan. Eu. Andrei? Da, parcă și eu aș merge pe Ișvan, pentru că n-a reușit să speculeze niciun fel de, nici la Universitatea Craiova, faptul că ești cumpărat pe o asemenea sumă, deja e o sensibilitate la cei care au decizii să te introducă în teren, înseamnă ceva, una este ea pe parametru zero și alta să dea bani pe tine și totuși n-ai făcut nimic acolo, ești împrumutat la Petrolul, iar la Petrolul din nou nu faci nimic, adică e cineva care îți acordă o mână de ajutor, vii la echipă și nu poți să te impui nici ca titular și ca realizări nu știu dacă are o pasă de gol sau ceva de genul ăsta în partea a doua a campionatului. Foarte puțin. Atacanții, ultimii. Deci Ișvan îl avem aripă dreaptă. Atacanții, Companio, care era golgheterul, nu, al doilea marcator al sezonului trecut. Golgheter a fost Duganzic, nu? Așa. A dat două goluri pe la Arabi. Markovic și Peter Michael. Cine e ăsta? Actor de cinema. Da, și nu, ce să spun despre el? Cât a jucat? A tot intrat. A încercat să joace. Dar eu i-aș da lui Peter Michael titlul ăsta, că săracul chiar a avut momente hilare pe teren. A fost comic în multe momente. Da, și
Chiar era dorit să joace titular, că am văzut că la un moment dat Bârligea tot era rezervă și tot să joace Nea Peter. S-o repetăm. Deci avem Vâlceanu, da? Cei doi de la Craiova, la Croa cu Lechiatas, sunt fundași și central fără dubii. În stânga l-am avut pe Borza, din păcate pentru el. În dreapta l-am avut pe Piri Soiri. Da. La mijloc i-am avut pe Djokovic și pe, mă rog, unul a zis Hakim, celălalt a zis Nedelcu. Mai în față l-am avut în stânga pe Bahasa. În centru El Kaduri, în dreapta Ișvan și vârf de atac. Da, să știi echipa asta, nu-i chiar Peter Michael. Dacă pui pe Peter... Nu retrogradează echipa asta. Nu știu ce să zic. Dacă joacă, m-au jucat sezonul ăsta, sigur. Am bine cu Lacroa și cu... Depinde cine o antrenează, știi. Mulțumesc mult, domnilor, mă bucur că v-am avut, Andrei. Și eu vă mulțumesc. Un ultim cuvânt. Mult, da, pentru că este ultima mea emisiune la acest post de televiziune. S-au făcut 8 ani și jumătate de când sunt aici. Vreau să vă mulțumesc tuturor. A fost o călătorie senzațională. M-am bucurat de aprecierea celor de aici, de sprijinul, și vreau să le mulțumesc tuturor, adică și vouă, celor de la vedere, dar special celor din spate, pentru că munca lor nu se vede, dar este extrem de importantă. Vrei să vezi? Facem un pic cu lumina, așa, să vezi cum dă. Tuturor fetelor de la machiaj, tuturor oamenilor care au fost aici, au fost 8 ani jumate minunați. Îmi pare rău că se termină, dar așa e viața, se termină un drum și va începe altul. Andrei, mulțumim mult. Noi mulțumim, pentru că de fiecare dată când ai fost aici în studio, am știut că ne putem baza pe un om cu care putem discuta orice, un om profesionist, un om care are cifrele la el întotdeauna și nu vorbește niciodată cu patimă, ci întotdeauna vorbește la obiect și pe... Da, cu argumente. Iar argumentele cred că nu mor niciodată sau n-ar trebui să moară niciodată, întotdeauna ar trebui să primeze. Mulțumesc, Andrei Vochin, a fost o plăcere, o onoare. Și ne oprim aici de data asta, drumul continuă, ne revedem.